Bun găsit, sunt profesor Olga Simionescu și vă invit la Top Medici, o serie de podcasturi medicale, un proiect Top Derm Clinics. Astăzi vine, dincolo de halat, omul și medicul Iulia Țincu, medic primar pediatru și cu specializare în gastroenterologie, lector universitar la Catedra de Pediatrie a Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, șef de secție clinică la Spitalul Victor Gomoiu. Bun venit, Iulia! Bine te-am găsit, Olga. Mărturisesc că este o bucurie și o onoare să fiu astăzi din nou alături de tine. Mă aștept la un dialog armonios și surprinzător, așa cum de altfel de fiecare dată au fost dialogurile noastre. Omul nu e niciodată atât de mare ca atunci când se lasă în genunchi să ajute un copil. Este un motto care te definește, Iulia. Cum este să trăiești zi de zi într-o lume a suferinței copiilor? Aș vrea să păstrăm o notă optimistă încă de la început. E adevărat că genul acesta de motto pare că în medicină își găsește cel mai mult valoarea sa reală și în pediatrie, dacă ar fi să discutăm cu atât mai mult, are și o semnificație fizică. Noi suntem oameni mari, pacienții noștri sunt oameni mici și fizic, efectiv, în viața de zi cu zi, trebuie să te așezi în genunchi în fața lor, să le vorbești de la nivel la nivel, pe aceeași tonalitate, într-o manieră în care ei te pot înțelege și în felul acesta învățăm de fiecare dată, de multe ori, de la cei mai mici dintre noi, că niciodată nu ești prea mare în a te așeza în genunchi în fața celui mic, a învăța până la urmă ceva de la el. Da, meseria de medic până la urmă înseamnă suferință, înseamnă a împărtăși suferința celor care vin și ni se adresează adesea, însă pediatria ți aduce zâmbetul acela de final, ți aduce bucuria aceea a copilului vindecat, ți aduce speranța pe viitor, dar și misiunea destul de dificilă a faptului că te găsești în fața unui organism aflat în continuă dezvoltare, în continuă mișcare. Mare parte a acțiunii noastre este marcată de suferință, însă frumusețea pediatriei până la urmă vine tocmai din zâmbetul copiilor, care este cel mai surprinzător lucru la finalul unei consultații sau al externării până la urmă unui pacient. De ce pediatrie, Iulia? Ce te-a făcut să îmbrățișezi această specialitate atât de dificilă? Este dificilă, până la urmă, cred că fiecare din specialitățile medicale au gradul lor de dificultate. Nu știi încă de la început cărei specialități te asimilezi cel mai bine și până la urmă în ce domeniu al medicinei te vei regăsi. Cred că e o bună parte și de cunoaștere interioară. Cred că este o mare potențare a calităților tale native până la urmă și fericirea, latura optimistă, cea care până la urmă m-a însoțit de-a lungul vieții tot timpul, având și norocul unor mentori care m-au ghidat către această specialitate, m-au făcut să aleg viața printre cei mici. Dacă te regăsești în zâmbetul și în fericirea, dar și în jocul lor, reușești să realizezi cu succes această latură a medicinei și să nu mai pară dintr-o dată așa o nebuloasă, cum pare că este pentru cei care se ocupă de zona de adulți. Întotdeauna m-am gândit că n-aș putea niciodată să am grijă de un om adult aflat în suferință, pentru că îmi lipsește zâmbetul și bucuria aceea interioară a copilăriei. Poate că discutăm aici și de o necesitate internă în care tu te regăsești și te metamorfozezi de fiecare dată și lucrul acesta îl găsesc în fiecare zi în contactul cu cei mici. Ești medic primar pediatru, însă ai ales să faci și o supra-specializare în gastroenterologie pediatrică, un domeniu, să spunem, nișat. Cât de complexă este această subspecialitate și cum diferă gastroenterologia pediatrică față de același domeniu la adult? Cred că în viața fiecărui om există momente cheie, momente în care iei alte decizii, încerci să schimbi cursul lucrurilor și într-un final să-ți găsești un făgaș care să aduce satisfacție deplină atât profesional, uman, social sau chiar familial.
Pentru mine, pediatria mi-a deschis această latură de cunoaștere în domeniul gastroenterologiei pediatrice și ulterior cea de-a doua specialitate a venit ca o urmare normală și firească a pregătirii din primul rezidențiat. Este într-adevăr mare diferență între ceea ce văd colegii noștri din gastroenterologia de adulți comparativ cu ce avem noi de-a face în rândul celor mici. Și asta pentru că patologia oncologică, spre exemplu, este mult mai puțin prezentă în nivelul pediatriei și atunci lucrurile sunt dintr-o dată mai îmbucurătoare. Complexitatea însă a manevrelor efectuate unui copil din punct de vedere gastroenterologic este una cu atât mai dificilă. Și sindroamele. O serie întreagă de sindroame clinice dificile cu numer propriu, unele, așa cum știm și îngrijim împreună câteva astfel de cazuri, sunt foarte rare la nivelul întregii lumi. Ai nevoie de un întreg bagaj de cunoștințe și adesea de relații internaționale pentru a reuși să pui diagnosticul unor astfel de copii. Da. Iar implicarea aparatului digestiv este una foarte frecventă. Ceea ce mi se pare mie foarte interesant în zona de gastroenterologie pediatrică este zona de nutriție. Dincolo de lifestyle, dincolo de stil de viață, dincolo de ceea ce ne oferă nutriția în procesele, spre exemplu, de afecțiuni metabolice ale adulților, nutriția în domeniul pediatric are două valențe. Pe de o parte, cea preventivă, cea în care discutăm despre copilul sănătos, care are nevoie de o anumită conduită pe parcursul vieții oriunde în dezvoltarea sa, care ține de puericultură și poate discutăm câteva aspecte și în sensul acesta. Din nou, așa cum spun de multe ori studenților și rezidenților mei, pediatria este implicit dificilă și diferită pentru că te găsești în fața unui organism în formare, trebuie să iei niște decizii ce îl vor însoți toată viața. Primii 3 ani de viață, cel puțin din punct de vedere al nutriției pediatrice, sunt foarte importanți. Iar repercursiunile sunt pe an durată, într-adevăr. O altă latură a nutriției pediatrice și face parte tot din gastroenterologia pediatrică este momentul în care ai de-a face cu afecțiuni, patologii ce necesită implicit tratament prin nutriție. Discutăm aici de studii specializate, discutăm de necesitatea de a fi tot timpul informat, perfectat și participant al unor cursuri naționale sau internaționale pentru a cunoaște atât modalitățile de diagnostic, cât și modalitățile terapeutice. Este latura care mărturisesc că îmi place foarte mult, aș putea spune una dintre pasiunile mele, și posibilitatea aceasta de a îmbrățișa o a doua specialitate, o supra-specializare în gastroenterologie pediatrică. Ai emoții când faci endoscopii la copii? Este, de multe ori mă opresc și spun ce caut eu aici. Eu sunt doar un simplu pediatru, de ce atâta sânge în jurul meu? Eu trebuie să fiu într-un cabinet, alături am colegii chirurgi, pentru că endoscopiile le facem astăzi așa cum standardele internaționale le recomandă, având suportul unui medic anestezist în condiții de deplină siguranță. Alături sunt colegii chirurgi și mă mai uit așa peste geamul despărțitor dintre selile blocului operator și ei sunt practic în sânge și eu cam în aceeași manieră și da, m-a transformat lucrul acesta. Dar din nou am avut parte de mentori cu multă experiență în domeniu care m-au întărit inclusiv în zona aceasta. Când ne referim la copii, vorbim despre vârstă de la 0 ani la 18 ani. Care este diferența de patologie și cum vezi provocările? De exemplu, în dermatologia pediatrică, până la vârsta de 5 ani avem o constelație, după care între 5 și 10 ani vorbim de un alt palier, iar de la 10 la 18 ani avem aproape aceeași patologie cu adultului. Într-adevăr, suntem foarte nișați pe grupe de vârstă. Și din nou în primii 3 ani de viață primează influența aceasta majoră a patologiei ce are legătură cu nutriția și alimentația. Trăim de altfel niște vremuri în care reacțiile adverse față de mediul înconjurător, față de alimentele acestea în continuă schimbare, toate interacționează într-un mod adesea agresiv cu organismul în formare și determină reacții ce trebuie recunoscute pe diferitele modalități de exprimare, inclusiv la nivelul pielii, inclusiv la nivelul aparatului respirator sau la nivelul tubului digestiv. Deci în prima parte a vieții discutăm de o patologie ce are legătură mai ales cu zona de nutriție și alimentație.
Variază ulterior foarte mult. Tulburările funcționale digestive, spre exemplu, după vârsta de 4 ani, încep să fie din ce în ce mai frecvente și adesea vedem în cabinet sau la spital pacienți ce se adresează multor servicii specializate cu o multitudine de investigații pentru o suspiciune de afecțiune organică, când de fapt discutăm de o afecțiune funcțională. Ulterior, dincolo de vârsta de 10 ani, încep să intervină inclusiv patologia inflamatorie sau autoimună cu expresie la nivelul tubului digestiv, o patologie ce este în creștere și necesită. E o diferență de microbiom digestiv? Microbiomul în este într-o continuă formare și din nou importanța primelor 1000 de zile de viață, deci a primilor 3 ani de viață, în care microbiomul intestinal este în formare, este în dezvoltare și toți factorii agresori, buni sau răi, interni sau externi, sunt de natură să moduleze microbiomul intestinal. Este foarte modificabil în timp, inclusiv de la o lună la alta, și sunt cercetări deosebit de interesante în momentul acesta peste adică tot în lumea științifică. Adică vezi un salt de când Joshua Lederberger l-a definit față de 2022. Categoric, chiar pe nișa de pediatrie. Cred că astăzi nu mai discutăm de o afecțiune căreia să-i lipsească implicația cu microbiomul intestinal. Cel mai important organ, până la urmă, exprimat la nivelul mucoasei intestinale cu o întindere destul de mare din punct de vedere anatomopatologic, motiv pentru care și implicațiile imunologice, atât locale, cât și la distanță, sunt extrem de variate. Lucrul ăsta mi se pare fascinant, deși încă nu știm exact ce a fost prima dată oul sau găina, discutăm de afectare de microbiom cu modificare extraintestinală sau discutăm de modificare extraintestinală ce secundar modifică microbiomul. Rămâne de cercetat și poate noi sau extrem celelalte. Extrem de interesant. Iulia, să fii pediatru presupune să ai vocație, etică și un set de valori care e indispensabil unei abordări a copilului. Se pare că copilul poate fi inclusiv lipsit de apărare și atunci are nevoie de o etică perfectă a pediatrului. Care sunt valorile care te motivează pe tine să practici această meserie zi de zi? Olga, face deosebită plăcere întrebarea aceasta, întrucât automat mă duce cu gândul la familia mea și cred că acel cod de valori pe care l-am învățat în primii ani de viață, în anii de școală primară și de liceu ulterior, împreună cu orele lungi în care mama era pe capul nostru, al meu și al fratelui meu, în a ne învăța atât atitudinea față de colegi, față de cei mai mari, față de cei mai mici, față de egalii noștri, cred că acelea sunt valorile și calitățile care ulterior te pot defini și ghida către orice profesie până la urmă. Atunci când lucrez cu oamenii, cu oameni de diferite vârste, pentru că până la urmă nouă ne place să spunem că avem adesea parcă două tipuri de pacienți. Avem pacientul pediatric, care este mic, lipsit de apărare, dar și avem și pacientul părinte, căruia trebuie să ne adresăm. Voi reveni cu întrebare și... Da, o aștept cu interes, căruia trebuie să ne adresăm într-un anume fel și tranziția aceasta rapidă, latura jucăușă până la urma ființei în care reușești pe de-o parte să vorbești pe limbajul copilului și pe de cealaltă parte să fii suficient de puternic, suficient de încrezător în sine, în fața părinților, cred că e un lucru care se cultivă încă din copilărie, cred că vine un pic și de trăsătură de caracter și în felul acesta reușești să te ghidești către o meserie de succes. Ai pomenit despre familie și despre valorile fundamentale ale copilăriei și adolescenței. Una din întrebările care li se adresează frecvent copiilor este: ce ai vrea tu să te faci atunci când vei fi mare? A primit și copilul Iulia Țincu, a ajuns astăzi lector universitar, o asemenea întrebare. Are ea vreo relevanță? În anii copilăriei noastre, această întrebare era pe buzele tuturor prietenilor părinților noștri. Ca și cum am putea proiecta atât de exact și atât de fidel viitorul sau poate răspunsul unui copil la o astfel de întrebare până la urmă ar trăda ceea ce părintele l-a învățat acasă. Întrebarea ta mi-aduce aminte de cartea lui Michelle Obama, care spunea că până la urmă nu este important să răspundem cu exactitate unei astfel de întrebări prin a emite pur și simplu o meserie pe care vrem să o îmbrățișăm.
Și asta tocmai pentru a ne abate ideea sau gândul de la previziunea spre viitor, potrivit căreia eu sunt destinată unei singure profesii, ci mai degrabă sunt destinată unui întreg parcurs. Pentru că eu, în ceea ce îmi doream la momentul când eram în anii copilăriei, și recunosc că de multe ori răspundeam cu meseria de medic la această întrebare, este proiectat în viitor ulterior ca un întreg parcurs, ca un drum de evoluție, și Michelle Obama sublinia acest fapt foarte interesant, spunând că important este parcursul, evoluția. Omul profesional de ieri nu mai este același om cu omul profesional de azi, și aici facem referire la aceeași persoană, și că important este să fii dinamic, să te adaptezi, să evoluezi de fiecare dată și, până la urmă, indiferent de latura profesională pe care ai alege-o, dinamismul acesta pare să fie cheia succesului. Mi-ar fi plăcut să răspund cu un astfel de răspuns atunci când eram mică, dar n-am făcut-o. Aveai idee ce muncă presupune tot acest parcurs? Nu provin dintr-o familie de medici și atunci meseria de medic nu... Părea atractivă. Părea atractivă, însă nu vedeam dificultățile, oportunitățile, renunțările. Acestea le-am învățat pe parcurs, într-adevăr. Cred că tenacitatea, perseverența, sinceritatea mai ales sunt lucruri care odată învățate te pregătesc până la urmă pentru orice în viață. Ai menționat repetat mentorii tăi, așadar nu ești autodidactă. Cred că e o combinație din fiecare cât un pic. Fără modele nu cred că putem trăi, ne legăm de modele și ele ne influențează. Dacă avem noroc, și eu zâmbesc astăzi la o astfel de întrebare pentru că am fost norocoasă să am modele, vorbesc un pic cu emoții atunci când discut despre ele și sper să mă audă și să aibă aceleași emoții când mă aud spunând aceste cuvinte, pentru că ei știu la cine mă refer. Da, am avut mentori. Dar zona de auto-învățare, momentul în care devii autodidact, pentru că până la urmă un bun mentor îți creează o imagine emblematică, îți dă acea vibrație care ulterior te face să mergi acasă în cămeruța ta, să aprinzi becul, să citești cât de mult poți, direcție. Să fii pe direcție, pentru că mâine vei răspunde mai bine, mai amplu la întrebarea pe care ți-a adresat-o. Deci combinația între mentor de marcă și a fi autodidact, cred că e combinația de succes. A existat cea mai fericită zi din viața ta la care ne poți face martori? Da, a existat o astfel de zi, cred că ar trebui să spunem în ce domeniu, pentru că știi mai bine decât mine și dintr-o mai mare experiență că întotdeauna zona aceasta de fericire este legată ba de sentimental, ba de familial, ba de profesionalism, dar cred că una dintre zilele care mi-a rămas puternic în suflet și la care tu ai făcut parte este momentul în care am finalizat cercetarea de doctorat. Momentul acela în care mi s-a părut enorm, că am lucrat enorm, n-am crezut pe nimeni dintre cei care mi-au povestit că e un drum greu cu renunțări. Mi s-a părea că toată lumea în jurul meu face doctoratul, deci ok, o să fie... Le-ai dat pe toți pe spate la prezentare. Mulțumesc că ai avut o cuvântare aleasă la momentul acela, mi-aduc aminte, dar da, e una dintre cele mai fericite zile ale mele. A fost un sentiment de reușită, nu al meu, ci al tuturor celor care erau acolo și au luat parte punct cu punct la fiecare din momentele acestea. Și cea mai tristă? Sunt multe zile dificile, sunt multe zile triste în care mergi în fața copilului, părintelui, părinților, comisiei, familiei, tuturor și anunți o veste tristă. Poate nu cea atât de finală sau letală, așa cum se întâmplă în zona medicinei de adulți, dar una cu prognostic pe toată viața. Și povara pe care o transmiți și cea pe care o primești în sufletul tău în acel moment este una uriașă. Sunt și astfel de zile cele mai triste și toate au același aspect, momentul în care dai o veste cu un prognostic nefavorabil pe ani de aici încolo, unui copil care are toate ușile și porțile vieții deschise, reprezintă acea cea mai tristă zi din viață. Consider că genul acesta de vești către familie trebuie să vină direct, vestea trebuie să fie abruptă sau cosmetizată, trebuie să-i se prezinte toate opțiunile, să mergem și pe un feedback pozitiv sau să fim cât mai riguroși. Una din calitățile meseriei noastre cred că este aceea de a fi un bun comunicator.
cele mai mari probleme apar în momentul în care comunicarea lipsește și lucrurile nu pot fi spuse transparent. Evoluția în meserie ne-a învățat ca în fața unui caz, deja cu 2-3 zile înainte, să intuim prognosticul, să intuim acea veste tragică și să reușim să creăm un anumit teren prin care putem comunica. Lucrând mulți ani și în zona de urgențe pediatrice, am învățat că atitudinea promptă, exactă, corectă și la timp este cea care ne scutește ulterior, deopotrivă pe noi medicii, cât și pe ei pacienții, de vești neașteptate. Deci cred că adevărul, oricât de grav ar fi, trebuie spus. Într-o manieră față de, până la urmă, copilul ce poate deveni adolescent cu o capacitate de a înțelege și de a introspecta tot ceea ce spunem destul de mare, cred că trebuie pregătit un pic înainte cu părintele și deseori facem lucrul acesta. Uneori același mesaj poate fi transmis zile repetate, îmbrăcat într-o altă formă, de către persoane diferite, de către membrii diferiți ai echipei din care faci parte. Și așa cum timpul și meseria astăzi ne permite, reușim de câțiva ani buni să realizăm genul acesta de comunicare medic-pacient. Mai ales că aceste vești presupun și o complianță la tratamente uneori dificile, la reveniri. E vorba de abordări distincte care necesită continuitate. Întotdeauna o afecțiune gravă cu prognostic pe termen lung, bineînțeles că se bazează pe complianța pacientului la tratament și pe aderența familiei. Dar pacientul e mic, el are Dar pacientul e mic, pacientului îi limitezi viața și dezvoltarea, pentru că el nu percepe decât faptul că nu poate da două ture de parc în timp ce tu îi spui să rămână legat de un pat de spital. Eu vin astăzi după o gardă și aseară... Ce arăși foarte bine. Avem meritele echipei care e alături de noi, mulțumesc. Dar o pacientă operată care din păcate a rămas fără colon, ieri a avut voie să iasă, să se plimbe, să meargă alături de familie și lucrul acesta este o abordare prin gesturi simple, dar până la urmă foarte inovativă, pentru că în ultimii ani se mizează foarte mult pe asigurarea confortului nutrițional, fizic și emoțional al pacienților de care avem grijă. Mișcarea, a ieși la aer, a te plimba, a ieși din camera de spital atunci când spitalizarea presupune luni de zile nesfârșite, reprezintă un plus valoare pe care încercăm să-l oferim pacienților. Îmbunătățirea calității vieții. Calitatea vieții, da, este un lucru de care trebuie să ținem cont, pe care încercăm să-l evaluăm periodic prin acele chestionare care sunt adresate fiecărui tip de patologie. Cu echipele pe care le avem la îndemână, ținem cont și de acest lucru sau, uite, prin organizarea unor workshop-uri, precum este cel pe care mi-l propun peste puțin timp, învățăm să gătim sănătos noi ca adolescenți, având o boală cronică cu implicare nutrițională, învățăm să gătim într-o manieră socială ce ține cont și de nutriție și de socializare, cu acele alimente speciale de care avem nevoie pentru a ne vindeca. Și cred că lucrul acesta, dacă ne iese așa cum ne-am propus, va aduce multă bucurie participanților. Cum să nu iasă, Iulia? Va fi ceva minunat. Ești căsătorită de am bun deja cu minunatul doctor Radu Țincu, de a cărui prietenie mă bucur de asemenea. Știi că te-am întrebat și v-am întrebat repetat prin schemele complicate de gărzi, la un moment dat vă pupați orarele, care cum poate să facă, când găsiți timp pentru voi, timp calitativ? Ne-ai mai și dojenit uneori, de multe ori. Da. Ani buni, da, dublă conotație acest cuvânt. Ani buni în sensul că sunt mulți, iată, încep să se strângă, dar buni în adevăratul sens al cuvântului. Aș spune acum, uitându-mă în spate, că m-a ajutat a fi alături de un om care îmbrățișează aceleași idealuri și același stil de viață, cu multe lucruri în comun, dar și cu foarte multe diferențe, suficient de multe cât să nu te plictisești. Am renunțat în a ne mai pune gărzile împreună pentru că deja programul a devenit haotic. Știi cum e, le grands esprits se rencontre. Exact, dar oricât de scurte sau ca și durata ar fi respectivele momente în care suntem împreună, intensitatea lor trebuie să primeze.
Și nu doar într-o familie restrânsă, ci și într-o familie mai largă, în care discutăm de fiini, frați, nepoți, prieteni, lucru care aduce bucurie și savoare vieții și care până la urmă te încarcă pentru a face fața celor cele mai nefericite zile din viața profesională. Știi că Daniel Goleman, întemeietorul inteligenței emoționale, a spus că la un moment dat oameni care ajung pe scară socială să facă performanță într-un domeniu, să fie recunoscuți, zice el, vor sfârși inexorabil prin a construi bărcuțe de lemn. Ce hobby-uri ai tu? La cât stres duci zi de zi? Pentru că întrebarea de mai devreme făcea referire la Radu, Radu care e un om plin de hobby-uri. Ele cu avioanele. Da, și cu pictura și cu arta. M-am învățat să fiu extrem de atentă la tot ce înseamnă partea de bună calitate pe care o petrec în afara orelor de serviciu și atunci sunt ceva hobby-uri pe care le realizăm împreună, cum ar fi vizitarea, spre exemplu, a expozițiilor de artă sau a muzeelor. Un hobby care mie mi-aduce extrem, extrem de mare pasiune și reconfortare psihică și emoțională este designul interior. Îmbinarea frumoasă pe diferite stiluri de culori, arcade, nuanțe și forme este un element ce îmi pune... Și eu m-am consultat aici cu Radu când am făcut grădina. Așa și este, așa este. Este o pasiune. Da. De fapt, cred că zona de artă și zona de creație și fiecare dintre noi, indiferent de talentul pe care ne este sau nu până la urmă recunoscut într-un moment sau altul al vieții, fiecare dintre noi cred că are o latură artistică. Oriunde s-ar manifesta ea, ideea este să o găsim, să o explorăm, să avem norocul unor oameni printre noi care pot să ne susțină în aceste mici pasiuni ale noastre și atunci confortul secundar vine de la sine. Plus călătoriile. Exact acest lucru vreau să-l adaug. Pozele pe care le puneți voi, parcă ar fi ele însele. Știi? Da, este și un trend picturi al generațiilor noastre. Este și, până la urmă, o manieră de exprimare a artei, pentru că de la felul în care reușești să asortezi culorile, să încadrezi peisajele oamenii și să surprinzi vibrația momentului, parcă ai vrea să împărtășești cu toți cei din jur vibrația sufletului pe care ai avut-o atunci când ai atins un monument vechi de 1000 de ani sau a intrat într-o biserică din 1300. Și să o trăiești împreună cu sufletul tău pereche. Știi că se spune că pediatrii sunt cei mai fericiți dintre medici, dintre toate specialitățile. Rata lor de suicid este cea mai mică în rândul doctorilor. Însă medicii pot deveni și ei, la rândul lor, epuizați. Ai suferit vreodată de burnout? Știi că se spune că anesteziștii sunt cei mai depresivi dintre doctori și cei mai supuși anxietății, așa ca o manieră de a face o paralelă între ce ne apropie și ce ne depărtează. Da, burnout-ul a venit în ultimii 2 ani. A venit în ultimii 2 ani. Provocarea de la pandemie sau nelegat? A venit în ultimii 2 ani, da. O provocare atât profesională, care până la urmă citeai ce se întâmpla în afară, aveai ghiduri, oamenii se preocupau în domeniu, tu trebuia să pui în aplicare, dar o provocare deopotrivă familială, socială, de interacțiune interumană, a face față stresului, emoțiilor, până la urmă fricii de boală, fricii de capacitate, de rezistența fiecărui organism, toate acestea și-au spus cuvântul. A fost mult mai dificilă inclusiv interacțiunea medic-pacient și lucrul acesta s-a realizat cu un consum și vii energetic. Pe background de medicină de urgență pediatrică. Vin, adică, da, cu câțiva ani de experiență în zona aceasta. Și pe cronic și... Așa este, vin cu ceva ani de experiență în zona aceasta, însă dificultatea comunicării în pandemie este ceva ce nu experimentasem până la acel moment. Și nu experimentasem? Nimeni. N-au trăit cei care poate au prins-o cu zeci de ani în urmă și atunci consumul deopotrivă fizic cât și emoțional m-a făcut ca undeva în jurul anului 2021, prin toamnă, când noi traversam deja un val de pandemie destul de important în România, să atingem suprasaturarea aceea în care nu mai vedeam nicio luminiță. Fiecare dintre noi s-a regăsit până la urmă într-o metodă de recâștigare a sinelui interior. Și în felul acesta 2022 și-a deschis porțile mai generos și am privit mai luminos spre viitor, dar burnout-ul atunci l-am experimentat, da. Care a fost cea mai mare provocare profesională a ta?
Ține, bineînțeles, tot de cazuri, dar pentru că mă întrebai de parcursul acesta al îmbrățișării diferitelor laturi ale pediatriei, în momentul când am decis că voi face gastroenterologie pediatrică având formarea de pediatru, a presupus ceva modificări, inclusiv cele de care mă întrebai înainte, și anume... Și când ai refuzat să vii cu noi la un restaurant în weekend, uite cum se întorc lucrurile. Dar a venit Radu singur. A venit, da. Săracul, de multe ori a venit singur, dar și eu singur, atunci când el trebuia să mai salveze un pacient. Da. Așa a fost. Capacitatea aceasta de a învăța tot timpul, indiferent de vârstă, și de a face față provocărilor, te menține și ți-aduce satisfacții de-a lungul timpului. Deci a fost definitorie provocarea aceasta de a îmbrățișa gastroenterologia pediatrică așa cum este ea realizată oriunde la nivel internațional. Unde nu avem mulți specialiști în România. Unde nu sunt mulți specialiști. E un domeniu foarte greu. Un domeniu greu, un domeniu cu mai puțină experiență comparativ cu ceea ce știm din medicina de adulți. Un domeniu în care de la zi la zi crește adresabilitatea, dar și necesitatea de manevre invazive, cum este endoscopia, colonoscopia, de care povesteai mai devreme, și multe alte investigații invazive. Sincer, trebuie mult curaj ca să faci așa ceva. Curajul, dacă nu ne definește curajul, nu putem merge înainte. Cel mai mic a avut 5 luni și a fost săptămâna aceasta, dar e departe de a fi cel mai mic dintre pacienții care au indicație de endoscopie. Deci sunt și mai mici de atât. A fost una dintre provocări. Crezi că sunt prea intruzivă dacă te întreb și care a fost cea mai mare provocare personală? Provocarea personală, cea mai mare, a fost momentul în care, bineînțeles, am decis că merg împreună cu Radu pe acest drum. Nu că aveam vreun dubiu la finalul celor 4 ani în care ne tot gândeam dacă mergem sau nu mai departe. N-am considerat-o atunci o provocare, poate atunci a devenit o alegere firească, însă acum îmi dau seama că puteam greși, puteam da răspunsul corect, puteam face alegerea greșită și astăzi să nu mai am zâmbetul ăsta atât de larg. Deci a fost o provocare pe care o văd cumva prin aripa timpului, uitându-mă în spate și dându-mi seama că acolo a fost momentul fără de care astăzi n-aș fi putut să fac a doua specialitate, n-aș fi putut să fiu cu tine până la urmă astăzi aici, n-aș fi putut să mă dezvolt, și cred că și el îți va spune exact aceleași lucruri. Pe de altă parte, cred că ați avut șansa unei echipe de pornire și de formare comună ca într-un Bildungsroman și care înseamnă și un bonding între parteneri. Adică, cred că a fost și o treabă de destin, de noroc. Cred în lucrurile acestea. Mai cred în capacitatea de influență a părinților asupra destinului copiilor. Și fiecare dintre părinții noștri cred că a luptat extrem de agresiv în a... Toată lumea îmi spune să-l las pe Marco să fie aviator și să fie la turnul de control poate, la ortopeni. Da, și eu le recomand mamelor să mai taie din când în când cordonul umbilical, dar înlănțuirea aceea sufletească pe care au avut-o, cred că ne-au dus pe făgașul cel bun, e o doză mare de noroc, mai ales în ceea ce văd astăzi, în ziua de astăzi, la tinerele adolescente sau tinerele studente, fără de care nu ai suportul și întărirea psihoemoțională pentru a face față provocărilor de zi cu zi. Avem nevoie de un strop de noroc peste tot în viață. Teoria predestinării, chiar dacă e clasică, nu cred că nu se găsește în actualitate. Depinde de unde o privești. Ce ți-e scris, în frunte ți-e pus. Așa este, da. Dar să ai un suport, un sprijin cu care să pleci la drum și lângă care să fii și să te dezvolți, să crești, să te înțeleagă, să te știe din tinerețe. Chiar dacă încă voi sunteți foarte tineri, eu zic că e un privilegiu. Cred că primești ajutor de la divinitate foarte mult. Cred nu poți să nu fii fără. Medic și să nu fii credincios. Nu s-ar putea. Eu nu cunosc medic care nu e credincios. Exact. În orice latură a existenței tale, fie ea familială, socială sau profesională, ai nevoie de un strop de noroc, cum ar fi întâlnirea cu omul potrivit, la locul potrivit, cum a fost de altfel și întâlnirea noastră cu mulți ani în urmă. Și iată-ne astăzi aici.
Erați la fel de frumoși. Exact. Ok. Ești cadru didactic, șef de lucrări, lector universitar, doctor în științe la Catedra de Pediatrie a Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, cea mai mare, mai veche și probabil cea mai bună din țară. Cum găsești că sunt studenții și dacă vezi vreo deosebire față de anii precedenți? Lucru cu cei foarte tineri reprezintă o altă provocare a existenței noastre, pentru că trebuie să te dinamizezi și adaptezi de la an la an. Pandemia a oferit un astfel de privilegiu să ne adaptăm unui alt tip de learning, unui alt tip de studiu și de învățare. Pe mine mă ajută foarte mult meseria, în sensul în care sunt tot timpul alături de cei foarte mici, deci de o vârstă foarte mică. Cred că au așteptări mai mari de la fiecare zi studenții din ziua de astăzi și chiar și rezidenții, comparativ cu ceea ce ne așteptam noi, poate, când am pășit în această meserie. Cu siguranță au mult mai mult ajutor în tot ce înseamnă canalele de comunicare. Cred că și noi suntem mai deschiși și am învățat că rupând și scăzând un pic din barierele profesorat învățat, reușim să obținem cei mai buni de la studenții noștri și lucrul acesta se vede adesea în notele pe care ei le obțin sau în performanțele pe care le realizează atât aici cât și în afară. De asemenea, cred că se remarcă anumite vârfuri care sunt cu totul excepționale, acelea trebuie susținute, trebuie să ne luptăm cu toții, cu toate armele pe care le avem, și mai tineri și mai puțin tineri, în a-i păstra alături de noi. Sunt oameni cu adevărat deosebiți. Să-i selectăm cu penseta? Să-i selectăm cu penseta. Să ne ajute în viitor să ridicăm nivelul clinicii? Și de aici, din țară, absolut, să rămână, da. Să fie lângă noi. Este însă și o plajă foarte largă dintre cei care cred că totul se obține foarte ușor. Nu știu de ce anume depinde acest lucru, poate ține de societate, de familie, de generații, de ușurința pe care o vezi în jur atunci când îți alegi o anumită meserie. Cred că trebuie să transmitem totuși un mesaj foarte clar legat de tenacitatea, dârzenia, sinceritatea și optimismul care trebuie să fie în jurul acestei meserii atunci când ai decis că vrei să fii alături de oameni pentru binele lor și pentru că îți pasă de ei. Și ce consideri că așteaptă oamenii de la tine? Așteaptă să fiu acolo, tot timpul. Să fiu neobosită. Să fiu prezentă. Cum, doctorii au concediu? Am primit această întrebare. Așteaptă să fiu acolo, dincolo de orele de spital, pentru că, așa cum am mai auzit-o de foarte multe ori, medicina este o vocație, nu doar o meserie. Așteaptă să fiu acolo și la bine și la greu. Încercăm să facem lucrul acesta păstrând o energie interioară sau măcar triind acel extrem de exact și pe criterii foarte clare, care sunt acele cazuri care în momentul în care ne-am luat mâna de pe ele n-ar reuși să mai ascensioneze într-o zonă pozitivă și atunci eforturile și energetice și de prezență și de discurs sunt canalizate către aceea. Ce ți-ai dori să se întâmple profesional în următorul interval? Fiecare dintre noi își dorește mai mult și mai mult și cred că lucrul acesta este o latură a ființei umane. Cred că zona de parteneriate în tot ceea ce înseamnă profesional și academic e foarte important. Parteneriate atât aici în țară cât și în afară, și granițele sunt atât de deschise și posibilitățile de comunicare, inclusiv în ceea ce privește realizarea de proiecte pe diferite țări, parteneriate între universități, studii care pot să implice profesioniști din toate domeniile. Suntem astăzi într-o zonă extrem, extrem de extinsă și lucrul acesta trebuie explorat. De asemenea, partea medicală presupune o permanentă învățare, o permanentă updatare cu tot ceea ce se întâmplă modern și nou, cu orice progres. Prin urmare, deja planurile pentru anul viitor sunt foarte bine stabilite, pentru că anul acesta a fost un an plin în ceea ce privește capacitatea de a cunoaște și a fi alături de profesioniști din țări diferite, de fapt din toată lumea. Uneori cu munca noastră, expunând acolo cazurile și munca noastră, alteori mergând și învățând de la ei, astfel încât anul viitor cred că ne va aduce genul acesta de interacțiune socială, profesională și adesea culturală. Superb, Iulia!
Acestea au fost gândurile dincolo de halat ale doamnei doctor Iulia Țincu, lector universitar, medic primar pediatru și cu specializare în gastroenterologie pediatrică. Ne vom mai reîntâlni cu dumneaei în cadrul unor podcasturi viitoare, Top Medici, un proiect al lui Top Derm Clinics. Dacă aveți întrebări, sugestii, lăsați un coment. Vă mulțumim și pe curând!